Salve dudes și bine ați venit la un episod de Farming Simulator 22 pe Barba Neagră. Fraților, astăzi punem tot pișatul pe care eu l-am adunat de foarte, foarte mulți ani din joc la treabă. Pentru că în momentul de față avem un rezervor dincolo de văcuțe de 500.000 de litri plin ochi și mai avem și în Scania asta un picus, cred că undeva pe la un jumătate, 87% mai exact. Și totodată, pentru aceia dintre voi care sunteți noi în Farming Simulator și poate nu ați fertilizat cu pișelău, pentru că este totuși un proces un picus mai anevoios, mai greuț din cauza că trebuie să strângi foarte mult pișat, ca idee, în momentul de față noi avem foarte mult pișat și băcuțele mele în continuare se pare că produc. Au deja pe rezervor încă 20 de tone. Și da, eu planuiesc să ajung la un moment dat în cariera mea de agricultor în care să fertilizez doar natural. Dacă ajung eu să fertilizez doar natural, e totul extraordinar, dar va trebui să am sute peste sute peste sute de vaci pentru treaba asta. Bun, fraților, acum ce vreau să vă arăt este trenul 68 pe care eu l-am recoltat. Aici am avut orz, este complet recoltat și nu este fertilizat. Așa că îl vom folosi ca și cobai, pentru că trebuie să-l facem de la zero, da? Avem aici nevoie și de arătură. Ia să vedem, da, se pare că avem nevoie de arătură, se pare că avem nevoie de lime și se pare că avem nevoie de fertilizare. Așa că dăm prima dată cu fertilizarea, după care dăm cu arătura, să băgăm pișatul bine în pământ, după care iar mai venim cu lime-ul pe deasupra, care reprezintă alt strat de fertilizare. Pentru procesul ăsta avem câteva opțiuni. Vreau să trecem rapid printre ele. În primul și în primul rând, bineînțeles, putem atașa ceva la tractor, dacă ajunge la tools, în categoria de slurry tanks. În momentul de față le vedem aici în față și începem cu unele micuțele cu alea de la 8 metri cubi. 8 metri cubi, ca să înțelegeți voi, ne ajung 20 de metri, dăm cu ea, atât. 8 metri cubi, înseamnă 20 de metri, atât. Deci se termină pișatul foarte, foarte rapid. După aia trecem la 21 de metri cubi și așa mai departe. Iar astea ce le vedeți aici sunt niște rezervoare cu tot cu sistemul de injectare. Aici numai de împrăștiere, ca la sprayer sau spreader, aici este injectare în pământ direct prin niște furtunașe și ne bagă pișatul unde trebuiește. Acum, putem să tragem cu tractorul, bineînțeles, așa ceva. E un rezervor de 18 metri cubi, spre deosebire de ăsta, uite, are 20. De asemenea, avem de 30 de metri cubi, avem de avem și mai mult, uite, 32 de metri cubi și așa mai departe, deci putem să și creștem, avem chiar și până pe la un 40 și, dacă țineți voi minte, primeați la pre-order, dacă cumpărați peste 22, ăsta Xerionul cu atașament de la Caveco, care poate fi pus pe Xerion Saddle Track și astfel putem să fertilizăm cu pișelău la o capacitate de 30 de tone și va trebui să le împrumutăm pe toate. Deci va trebui să împrumutăm asta, va trebui să împrumutăm asta. E destul de anevoios. E foarte anevoios. Putem să facem toate lucrurile astea, bineînțeles, deci le putem face. Doar că eu aleg să fac altceva. Eu de aici, din categoria asta, o să iau decât treaba asta, track pack la 62.000 de euro, are o lățime de 18 metri, mai avem posibilitate și mai mare dacă nu mă înșel. Ia să vedem, asta are 6 metri doar, asta are 36 de metri de la Samson. Știam eu că Samson e un picuț mai mare. De Samsonul avem micuță de 7 sau majoră de 36 de metri. Mi se pare un pic cam overkill, așa că eu să aleg ce avem aici la 18 metri și merge cu 20 de km pe oră viteză de lucru. O să-i dau o închiriere, nu m-am uitat să văd dacă mai am bani. Am 90.000, doamne, slavă cerului, slavă cerului. După care o să mă duc pe prima categorie și anume de vehicule și aici avem slurry tank, doar că sunt autopropulsante, nu mai sunt rezervoare trase de tractoare. Așa că avem trei versiuni, jocul a venit cu asta prima dată, după care s-au lansat celelalte, am eu un Hallmark ca și mod de la joc și bineînțeles ăsta a venit ca și DLC după aia, Ployager, pui mei, nu știu exact cum se numește. Avem așa, primul are o capacitate de 20 de metri cubi, al doilea de 22 de metri cubi și al treilea de 16 metri cubi. Cam asta ar fi singura diferență între ei, ca ai putere, sunt foarte similari, cu excepția Holmorului care, ciudat, cumva, nu știu cum s-a întâmplat, este cam slăbus dintre toate cele trei, nu știu cum. Viteza de lucru este 20 de km pe oră la fiecare în parte și dintre astea toate vă spun de pe acum că ăsta este cel mai bun, Ployager-ul. De ce? Pentru că are
2 tone în plus capacitate. Are și o formă interesantă, de asemenea și culoarea parcă ți-aduce aminte de pișelău, așa că îi dăm un lis. Acum, pe spate noi trebuie să fim atenți. Eu știam treaba asta, în spate avem tiranți și cuplaj la rezervor, așa că nu avem niciun fel de stres din punctul ăsta de vedere. Dacă intrăm în el și pornim, veți vedea că putem cupla în spate injectorul. Așa că suntem fără de stres. Hai să o luăm aici. O să-i dau cupleul și în momentul de față avem sistemul perfect pentru a putea fertiliza. Yep, exact, ăsta este. I-am făcut odată un review, dar nu l-am folosit niciodată în seria mea. Băiatul are lumină 360 de grade. Da, 360 de grade, am zis bine. Îmi suna, fiindcă tot timpul am vorbit despre grade Celsius, fiind în Spania și fiind foarte, foarte cald, îmi suna un pic dubios pentru o secundică. Avem LED-uri orientate chiar în lateral, după cum bine se vede aici, deci putem lucra cu el ori și când. Bun, acum, de la volanel, ia să vedem, se vede bine, se vede bine, perfectus. Am băgat ceva tracțiune aici, force feedback pe volan, așa că o să dau un pic mai greu decât de obicei cu volanul. De asemenea, da, exact, o, da. De asemenea, volanul acum revine la poziția inițială spre deosebire de cum era înainte. Acum, eu merg cu băiatul meu cu alea așa. Ăsta are și direcție față-spate, așa că încape foarte ușor în orice fermă. Mă pun în lateralul rezervorului și cu ăsta putem lua de asemenea și din rezervor. O să apăs R și astfel se umple cu pișelău. Asta facem în episodul ăsta. Așteptam de foarte multă vreme să am îndeajuns de multă cantitate de fertilizator să fac treaba asta. Ce e de reținut? Pentru că este un utilaj atât de gras, baban, mare și roțile astea sunt imense. Vrei să dai prima dată cu el. Știi, nu vrei să dai de două ori pe un teren cu el, pentru că, op, stai așa să nu scrijelim, pentru că strici cultura. Asta e singura chestie, deci neapărat. Bun, pe ăsta din spate îl avem ridicat, putem să-l lăsăm și jos. A, trebuie întâi să-l deschidem, desfoldăm, dar vă arăt pe teren cum funcționează toată treaba. O să fie foarte frumos. De la volan văd că se conduce foarte bine. Vizibilitatea este excelentă. Se simt de acolo, se simt delulețele și gropile, pentru că e totuși un utilaj de anvergură imensă. Nu mare, ci imensă. Mare atenție. Eu sunt obișnuit cu holmărul, dar ăsta e la nivelul ăla. E fix la nivelul ăla. Ciudat totuși că la cât e de mare, vizibilitatea este excelentă. Deci îmi place maxim vizibilitatea. Și vă dați seama, scopul meu ca și agricultor la nivel industrial este să ajung să folosesc doar îngrășământ sau na, dacă vrei, fertilizator natural și să dețin așa ceva. Încerc să merg pe șina de tren pentru că am aici un pod pe care trebuie să trec. Neapărat, mereu trebuie să fac asta spre teren, după care o luăm așa un picuț pe stânga. Ce suspensie are, ce suspensie are. Na, băgat în seamă totuși faptul că nu l-am mai folosit până acum. Deci o chestie nouă. Vreau ca următoarele fertilizări pe care le facem, de fiecare dată când trebuie să împrumutăm câte ceva, să folosim alt sistem. O să vedeți că acum că fertilizăm cu treaba asta, nu este de ajuns doar acest utilaj. Și acum începe acțiunea. O să-i facem o deschidere prima și prima dată. Hai să vedem anvergura și să vedem cum îl poziționăm. Ok, se pare că l-am poziționat un pic... Nu, l-am poziționat absolut ideal, perfect în viață. Ideea următoare și anume, hai să ne dăm un pic jos să observăm aici niște chestii. Cu marginea, pentru că... Și credeți-mă, nu pot repeta îndeajuns de multe ori treaba asta. Un metru de fertilizat cu pișat de vacă îți va consuma o tonă. Deci e ceva exagerat de mult, înțelegi? Așa că când vorbim despre eficiență, ne referim la asta. Trebuie să fim foarte eficienți. Așa că nu pot să fac overlap foarte mult. Hai un pic așa ca să fii sigur, dar sincer mai bine aș lăsa un pic din teren nefăcut decât să fac overlap. Cam asta aș putea spune. Bun, eu acum fac un pic de overlap, așa că o să o repoziționez. Pentru că are direcție față-spate, este un picuț mai ușor. Dar, mare atenție, când mergem în față o să-mi fie mai greu. Așa că voi da control Y pentru a face... nu schimba astea. Nu vreau stânga-dreapta.
Asta vroiam. Bun, în momentul de față nu mai avem direcție față-spate, avem decât direcție față, după cum bine se vede. Este mult mai bine așa când ești pe teren, pentru că îți permite să faci rectificări de direcție foarte fine. Nici că puteam să spun mai bine. Acum, nu este unde ajuns și am făcut. Pentru că pișatul se va termina foarte repede, eu după aceea trebuie să mă întorc cu utilajul înapoi și să-l încarc. Dar nu putem face chestia asta, nu putem să mergem picolo-picolo și să întoarcem. Dintre toate rezervoarele, ca să nu pierdem timpul, cel mai baban, cel mai încăpător este ăsta de la Garant, de la Cote, de 65 de tone. Nu necesită decât 70 de cai, putem să-l luăm cu orice tractor, suportă de toate. Avem și manure, și pișelău, nu? Parcă? Nu, are bio, pișelău și apă. Asta suportă. Main color o să-i dăm aici un galben porto ca să se asocieze foarte bine cu ce avem noi acolo. Și cam atâta. Cum funcționează treaba asta? Hai să vă arăt afară după ce o să-l închiriez. Și o să vin probabil cu Valtra și-l iau pe ăsta. Bun. Unde e voltruța mea? Aici avem Starau. Uite-o aici. Hai cu voltruța. Și avem totuși aceeași culoare, așa că ne potrivim de minune. Iște pe bine sus. Așa, are o chestie foarte miștoacă rezervorul ăsta. Mi-e pare rău că nu pot să joc mai mult, pentru că eu am o serie în care totul este o continuare, așa că dacă nu am vacile producătoare de pișat, nu am, bineînțeles, cu ce să fertilizez. După cum bine se vede, rezervorul în momentul de față stă pe pământ. Odată ce l-am cuplat, se va întâmpla treaba asta, se va ridica. Deci are niște hidraulice care ridică tot acest rezervor. Are aici în spate supapa de urcaj, așa, prin care încarcă, hai să vă arăt și cum și de ce o are acolo. Practic o vedem aici supapa, da? Deci pe acolo vine pișelăul în această parte. Și pe aici îl scoatem și avem aici un motor. Uite, putem să scoatem și pe față de asemenea și probabil ceva rezervor hidraulic cu alea așa. Deci totul este intern. Putem să urcăm sus? Da, uite că putem să și urcăm sus. Bun, acum, hai să mergem să-l încărcăm, să vedeți care este treaba cu acel rezervor sus. Normal și normal, eu pot să vin acum cu această remorcă pe oriunde există un rezervor de pișelău și să încarc. Dar, realistic vorbind, trebuie să ne poziționăm fix cum o voi face eu acum. Uite, de asta avem de sus țeava care curge și trebuie aliniată cu pâlnia remorcii. Uite, așa. Sper că se vede, nu cred că vom avea niciun fel de animație. Corect, nici măcar nu merge aici ca idee. A, ba da, uite, merge. Animație de cădere nu avem, dar normal trebuie să curgă, da? Jos aici înăuntru putem vedea că pișelăul se ridică și avem cât a fost, 60 și ceva de tone suportate. Asta e de fapt rezervorul meu pentru utilajul ăla. O să vedeți că și ăsta se va termina foarte rapid. Totul se va petrece rapid, știi? Up! Perfectos! Și în dreapta acolo avem maniurul pe care îl putem vedea aici. Sper că l-am, avem siligiu. A, ba nu, maniul nu mi-arată direct la animale. Stai puțin că ăla... A, sau nu mi-arată la animale? Cred că mi-arată totuși acolo la fructele totale, dar cel mai bine ar fi să ne uităm direct aici. Așa, avem 423 de tone de balegă. Balegă de asemenea, dacă pișatul se termina consuma rapid, balega se termină și mai rapid pentru că ea e împrăștiată pe o suprafață foarte mică, pe o lățime mică. Așa că, da, o să ne trebuiască cantități enorme. Aici voi întoarce cu Valtra. Se simte cam greutate în spate, se simte bine de tot. Sunt plin de pișat acum, practic. Să luăm o coliș. Și atât de frumos. A, sunt super entuziasmat de treaba asta. Voi știți de când aștept eu chestia asta? Nu neapărat că normal și normal, dacă nu ai utilajele, este mai scump să fertilizezi astfel. Deci mult, mult, mult mai scump. Pentru că trebuie să închiriezi toate utilajele astea și te duce la sapă de lemn, știi? Dar dacă ai utilajele și ai și foarte multe văcuțe, nu știu exact, n-am calculat. Bine, depinde și câte terenuri ai și așa mai departe. Dar eu plănuiesc să am foarte multe văcuțe, să-mi genereze mult pișat și căcat și după aceea să-l folosesc pentru a fertiliza
Naturel, baby, naturel. Cum zice All Natural, baby. Cum zice Creed din The Office. Bun, s-a lăsat un pic vatra pe spate din cauza greutății. Putem vedea aici că aripa din spate, dacă observați voi, intră prin roată. Eu acum pun frână, uitați-vă la... Uitați-vă un pic la lumini. Este ireal. Wow! Deci ca să vedeți cam câtă greutate am eu acolo, da? Acum, voi decupla remorca. Uite-te la roată și chiar și la scaunul meu care a sărit așa. Și acum cuplez. Bra! Bra! Ce-i nebunia asta? Îmi place totuși că o ridică și astfel putem să conducem pe aici. Că altfel remorca nu ar fi intrat în zonele astea așa de teren. Ar fi trebuit să merg cu aia doar pe asfalt și nu, chiar aș fi vrut să fac chestia asta. Acum eu o să pun remorca unde preconizez eu că va trebui să o încarc pe cea din față. Așa că hai să o punem la sfârșit. Eu acum pun frâna, apropo. La sfârșit de teren. Oh my god. Fii atent. 3, 2, 1. Când se aprind luminile, practic avem frână. 3, 2, 1. Frână. Eu merg în frână acum. Uite-te cât merg în frână și nu se oprește. Uite ce înseamnă 65 de tone. Sunt uimit de la faza asta. Mai ales că Valtra are 30 ceva de cai. Adică nu e cine știe ce. Și am nevoie de doar 60 de cai ca să pot să duc remorca. Deci... Nu că ne încadrăm foarte bine. Dar e vorba de greutate aici, știi? Acum trebuie să mai amintesc să frânez dinainte. Cu mult chiar. Bun, eu cred că la sfârșit de teren se va întâmpla toată treaba. Frână. I-am dat frână aici. Mamă. Ok, o să încerc să fac un pic un zigzag, ceva. Încă nu vrea să oprească. Bro, mi se pare ireal. Bun, am oprit Valdra. Și acum o să ne urcăm în Ploeger. Bun. E, acum. Hai să-i dăm la băiat cu B-ul. Prima dată îi dăm V ca să coborâm furtunele în pământ. După care B-ul. Și odată ce am dat B-ul, ia uite. Așa început. Fugi, tatele, fugi. Se vede în spate că lăsăm dâră udă. Mie mi-este relativ ușor să iau acum virajul. Pot să conduc și așa, dacă mi-au un pic referință. Așa. Și în spate, după cum bine se vede, noi fertilizăm. Uneori fac un pic de overlap, dar doar foarte, foarte puțin. V-am spus, cu cât faci overlap-ul mai mare, cu atât o îmbulinezi. Deja suntem la 75%. Rămas acolo așa în rezervor și suntem la jumate terenului. Deci este absolut ireal consumul. Are un consum incredibil. Mai poți să mai dai mouse-ul așa cu, mă rog, view, camera, mai de la distanță ca să poți să te încadrezi pe stânga și tot timpul pe reper. Eu mi-au iarba ca reper, deci na. Aici vine un dâmp, sper să nu am probleme. Da, am avut aici un pic de problemuță cu dâmbul, dar mi-am păstrat totuși direcția cât de cât. 54%. O să mă duc până în capăt și dau un B. Gata. Nu, gata. Deci se pare că nu B-ul este cel care funcționează, ci dacă pun V ca să pun furtunele jos, se pare că începe să pompeze. Deci trebuie să rețin chestia asta. Acum, trebuie să foldez pentru că vreau să și încarc. Aici am făcut eu o dâră de paie din greșeală când am recoltat. Asta s-a întâmplat acolo. Bun, hai să mergem să încărcăm. Și aici este de ajuns doar să pun... Știi ce? Putem să facem în mai multe situații, știi? Spre exemplu, hai să vă mai arăt o chestie. Are asta o treabă destul de interesantă. Și anume această țeavă cu care noi putem să încărcăm. Mai de la distanțiere o lecușă. Așa că ne ducem pe pompiță. Am văzut o pompă în spate care cred că funcționează. Și pe partea din față mai avem câte două. Și cu mouse-ul noi putem orienta, după cum bine vedem, da? Foarte mult țeava. Și uite, dacă mergem în partea asta, pac. Am apropiat țeava de încărcare, de cea de evacuare la rezervorul mare. Îi pot da R și acum se încarcă din rezervor. Se poate vedea cum îmi scade nivelul.
și eu mi-au de aici ca să nu trebuiască să mă mai apropii foarte mult. Dar vă spun că funcționează și fără țeava asta. Deci nu trebuie neapărat cu țeavă. Pui mașina lângă remorcă și a funcționat. După aia o să mă dau doar în spate și apăs X și automat ea se va strânge. Eu nu trebuie să-i fac absolut nimic. Așa, bun. Acum, iar ne punem. Acum o să fie mai ușor pentru că nu mai am acel rând de paie. Am unul mai micuț o leacă, dar nu mai așa eronat, știi? Bun. O să facem un felul următor. O să mă duc un pic mai în față și mă orientez pe dunga din dreapta, după care mă duc în spate și o fac de la început. Adică cam așa. De asta ziceam mai devreme că atunci când pui camera de sus te ajută foarte, foarte mult să îți o lecușă direcția. Eu vreau de aici. Am să pun jos. A și pornit cum am pus V-ul, a și pornit. I-am dat bice. Dacă avem direcție față, spate era un picuț mai dificil pentru că trebuia să contracarez în continuu practic mișcările. O, un pic mai de la dreapta. Aia rămâne acum, și vorbim de 30 de centimetri nefăcuți, nu este stres. Mai bine, v-am spus, mai bine nefăcut decât overlap. Asta este lege atunci când fertilizez cu sistemul ăsta de pișălău. Putem să punem și camera așa. Da, sunt mai multe tehnici de a ține rândul cum trebuie dacă folosești volan. Dacă nu, bineînțeles, cea mai de bază tehnică e să folosești GPS-ul și așa știi sigur că ai rândurile perfecte. Doar că atunci nu mai e distractiv deloc pentru că jocul va face treaba în locul tău. Mie îmi place mai mult așa, e un pic mai multă provocare, știi? Acum de la volan nu știu ce să zic, chiar nu știu. În lateral, în dreapta nu pot să văd nimic, asta o bunghesc așa un pic, o leacă. Am chestia asta pe parbriz neagră, semi-rotund așa. Și mă ajută cât de cât să-mi țin direcția, dar nu foarte mult. Bun, am ridicat. Am 50%. Dacă mi-ar lua 50% să vin până aici, automat îmi ia 50% să și mă întorc. După care o să mai și încărcăm încă o dată. Hai să vedem dacă teoria mea este ok. S-ar putea tu să rămân fără la un metru, doi de finish, să zic așa. Aici o să-mi iau un pic avânt și punem din avânt V-ul. Aia a fost. Bun. Acum, uite, de exemplu, mi-au reper dunga din stânga să fie fix la terminarea capotei mele. Și ia să vedem. Azi pare că fac un overlap cam mare, deci combina nu a mers drept aici. Ori n-am mers eu în prealabil cu fertilizator, ori combina nu a mers drept pe acolo. Dar nu mai iau nimic reper. Că nimic nu este complet drept, v-am spus, doar cu GPS-ul poți obține cu adevărat ceva foarte, foarte drept. Și până acum, na, totul funcționează foarte bine. Lățimea de lucru nu este foarte mică. Logică, pentru un astfel de teren se muncește și durează un picuț pentru a fi fertilizat, dar, hei, fertilizăm în momentul de față bio. Tare sau ce? În realitate, dacă sunteți pe lângă un teren care este fertilizat cu balegă sau cu pișălău, păi ferească Dumnezeu, pentru că pute de Doamne ajută. Pute de au miau. Fii atent, avem 8%, 7, 6, vezi tu ce calcule am făcut eu. 3, 2, uite, mi-a mai și rămas, fii atent, mi-a mai și rămas. Ha, ce tare! Bun, și acum, spre exemplu, nu mai strâng partea din spate, o să extind doar brațul și mi-am amintit eu că aveam pe față, pe aici, la rezervor, ceva încărcătură, dar nu mă lasă ăla, nu? Oricum, trebuie să mut și Valtra-ul de asemenea, deci cu 100%, pot să mă duc și să mă întorc, like, literalmente fix mă duc și să mă întorc, așa că am să mențin Valtra-ul cu rezervorul doar pe partea asta terenului, nu are rost să mă mai mut în altă parte. Bun, o să-i fac un pic deschizător aici așa. Eu pun frână, credeți-mă, dar nu vrea. Pur și simplu nu vrea. Am să las tractorul așa, spre să nu aibă niciun fel de stres. După care, pe ăsta, hai să vedem dacă funcționează, vreau să-l încarc de la celălalt rezervor din fața remorcii. Ia să vedem aici.
Uite, aici nu mergi. Deci din fața rezervorului, nu. O vrea doar din spate, se pare. Ok. Mergem în spate. Nu ești cu Stresulescu. Hai să dăm o întoarcere. Și îl încărcăm. De fapt, știi ce? Cred că ar fi foarte bine, că v-am arătat cum funcționează asta. Cred că ar fi foarte bine să vă arăt cum funcționează și fără. Pentru că, da, funcționează și este mult mai ușor. Nu mai atât de fun, dar e mult mai ușor. Doar vii în partea asta lângă remorcă și îi dai R. Dacă îi dai I, cum scrie acolo jos, se mută practic pișatul din rezervorul meu galben, adică din ploieger, LNMS, în remorca cealaltă. Deci e interschimbabil, e ca mulțime, înmulțire, da? E comutativă treaba. Literalmente, că, că se mută, știi? Bun, avem 80 și îi dăm bice în continuare. Sunt curios cum o să fertilizăm cu Balega și aia o să fie de asemenea o aventură. Nu mai știu cât a rămas aici, am încărcat de 2 ori, ăsta are 22 de litri, de 2 ori, asta înseamnă 44 și el a avut rezervor de 65. Asta înseamnă 20 de tone rămase de pișelău, deci mai încărcăm o singură dată după treaba asta. Ceea ce e super ok, încărcăm practic de 3 ori, știi? Bun. Acum, spre exemplu, putem să fim un pic inteligenți și ca să fiu cât mai eficient posibil, o să-i fac totuși un overlap mic aici, că n-am mers chiar foarte drept. Mă duc în spate și îi dau pe lucrător automat. Jap. L-a pus jos, a plecat băiatul meu. Hai, boss, du-te. Iar eu mă voi duce cu Valtra să încarc, pentru că am niște timp. Chiar dacă mai pot să mai încarc o dată, zic să mă fac util. Sunt curios dacă putem să mai atașăm în spate. Se pare că nu. Nu mai putem atașa în spate o remorcă. De asta era interesant să facem un trenuleț. Există și eu am o cisternă care suportă foarte mult pișelău, doar că e realist. Știi? Deci nu putem să ne așteptăm la un gameplay realist și să folosim o cisternă care suportă 1000 de litri, spre exemplu, știi? Nu 1000 de litri, scuze. 1000 de tone. Că 1000 de litri reprezintă o tonă. Așa că... nu. În niciun caz. Oricum, îmi place remorca asta. Este interesantă, mai ales că nu o prea mai jucat cu ea până acum. Bun, mă duc în fermă, încarc, mă întorc, repet procesul până când fertilizăm. Asta a fost fertilizarea naturală cu pișelău. Pișelău care se face foarte, foarte greu. Prin văcuțe și așa mai departe. Vă dau un pont dacă vreți să urmați același tip de fertilizare și vreți un pic cantitatea de pișelău mai mare, să fie produsă mai rapid într-o cantitate mai mare. E bine, vă sugerez grajdul de porci, pentru că porcii generează mizerie mai multă. Recte, îngrășământ de grajd și lichid. Așa că și solid și lichid. Mai rapid, mai mult și aia a fost. Din păcate, își scot investiția cam dificil din cauza că nu produc nimic. Adică trebuie să se mulțească să-i vinzi ca și carne, nu produc un lapte de la țâță sau ceva ca să poți să zici că bă, ți-ai scos bănișorii. Sau asta este partea negativă, dar pentru fertilizare este absolut genial și eu am să am, de asemenea o să fac o zonă de porcărie, o să fac chiar o porcărie ca lumea. Și o să o folosesc pentru treaba asta, pentru fertilizare. Eu tot pun frână, nu știu ce se întâmplă cu frâna vieții, că nu mai ține frâna. Jesus! Uite, și aici putem să trecem în partea asta, încărcăm și luăm tot ce este în cisternă. Bun, fraților, sper că v-a plăcut și vi s-a părut interesant episodul ăsta. Până data viitoare, v-am salutat. Numai bine! Pa, pa!